Bună ziua! Noi suntem echipa surprize la domiciliu și am invitat dumneavoastră astăzi cu o frumoasă surpriză. Cam știți de la cine ar putea fi? Bine. Eu o să citesc mesajul și după deja o să spuneți pentru cine v-ați gândit. O să țineți frumos ce surprize sunt dumneavoastră. Și șampania. Cu și florile. Frumoasă mea rază de soare, zâmbetul tău, glasul, privirea, sunt ceea ce ador cel mai mult pe lumea aceasta. Tu ești cea care mă face fericit, ești cea care îmi seninează gândurile, îmi alină durerea și mi-alungă furia. Mă înțelegi mereu, chiar și atunci când eu însă nu sunt în stare să o fac. Mi-ai cunoscut fiecare viciu și totuși ai rămas alături de mine. Mi-a arătat ce înseamnă dragostea și cât de puternică și necesară este ea. Iar eu am simțit-o și o simt în continuare lângă tine. Am adunat sute de clipe uimitoare petrecute împreună. Am creat amintiri ce vor rămâne întotdeauna în inima mea. La fel ca tine, iubita mea, deoarece ești primul meu gând dimineața. Ești liniștea sufletului meu, speranța mea vie și nebunia mea pură. Am nevoie de iubirea ta, încrederea ta în mine, de șoaptele tale, atingerea ta blândă, de prezența ta, de tine. Vreau să fii în siguranță cu mine, să te apăr de toate greutățile, să-ți ofer grija și iubirea mea, să te țin de mână, să țin căldura în brațele mele, să-ți aparțin. Sunt multe cuvinte ce merită să fie auzite de tine, dar astăzi îți voi spune cele mai însemnate. Te iubesc și țin nespus de mult la tine. Mersi mult! Cam v-ați dat seama de ce ne poate fi? Sincer, nu vreau să menționez numele. E nicio problemă. Tu îți transmiți mesaj și florile sunt pentru dumneavoastră. Mersi. Și mesajul la fel, dacă să te ține. Și coșul tot cu dulceri. Mersi foarte mult. Chiar o surpriză neașteptată. Plină de emoții. Și probată de tot. Îți mulțumesc pentru tot. Pentru tot.